Vizită inedită la castelul Cantacuzino. Astronautul rus Yuri Baturin și românul Dumitru Prunariu au fost oaspeți de onoare a edificiului. Baturin a venit în România cu ocazia Zilei Mondiale a Aviației și a Cosmonauticii și pentru marcarea 55 de ani de la zborul în spațiu al lui Yuri Gagarin și a fost primit cu pâine și sare de oficialitățile locale. Și el a zburat în cosmos de două ori, fiind inginer de bord pe navele Soyuz. Federația Rusă ca și România au cosmonaut, la fel ca și voi aveți pe domnul Dorin Prunariu și sentimentul la noi și la el sunt aceeași, pentru că cineva cine urce prima dată pe cer întotdeauna îl rămâne în memorie acest sentiment. Și acum când sărbătorim 55 de ani de la primul zbor Yuri Alexeievici Gagarin, că noi toți simțim ca Gagarin când a simțit și când el a zburat acolo în cosmos. Primul cosmonaut român care a zburat în spațiu în urmă cu 35 de ani, Dumitru Prunariu, este al 103-lea pământean care a ajuns în cosmos. În momentul de față există, ca și în trecut, colaborări foarte bune în domeniul cosmic între toate statele lumii. Să nu uităm că la bordul Stației Cosmice Internaționale zboară echipaje comune ruso-americane, au petrecut de curând un an de zile acolo sus, s-au întors, experimente comune continuă, iar Agenția Spațială Europeană, din care face parte și România, tocmai a lansat un modul spre planeta Marte, care a fost realizat împreună cu Agenția Spațială Rusă. Oaspeții au fost omagiați, iar Yuri Baturin a fost numit chiar ambasador al orașului Bușteni. E un moment important pentru orașul nostru. După cum vedeți, astăzi au primit și o decorație. Domnul Yuri Baturin a devenit ambasador al orașului Bușteni pentru promovarea orașului Bușteni. Am făcut o glumă și, să spunem, în cosmos. Bineînțeles, pe planetă. Mare admirator al lui Marc Chagall, Yuri Baturin a apreciat vizita la castelul Cantacuzino, impresionat fiind și de arhitectura acestuia și de peisajul înconjurător. Această expoziție Chagall este nemaipomenită, fiindcă ca fiecare om de cultură și de artă, eu am acasă un album de Chagall, dar când vezi tu în realitate atâtea tablouri realizate de maestru, te impresionează foarte tare și foarte mult. Deci eu mulțumesc foarte mult și primarului pentru această invitație și gazdelor noastre și îmi vine o dorință să mai revin și să mai vezi și celălaltă expoziție aici. Între timp am devenit și cetățean de onoare al orașului Bușteni și trebuie să spun că mă mândresc cu acest lucru. Mă mândresc pentru că Bușteni într-adevăr reprezintă ceva deosebit în peisajul orașelor din România. Până în prezent, 546 de oameni au zburat în cosmos.